Durata medie de viață a turbinelor este creditată a fi în jur de 200-250.000 de kilometri maxim. Poate să fie și kilometraj mai puțin decât atâta, dar și mai mult decât asemenea kilometraj. O turbină recondiționată poate să te țină între 15-20.000 de kilometri și până la 100-150.000 de kilometri. Dar și aici pot să fie intervale mai mari sau mai mici de rulaje. O turbină recondiționată este o fostă turbină bolnavă cu ceva defecte venită în atelierul de reparații și având schimbate anumite componente. Turbinele la firmele renumite se testează pe bancul de probe, au mai multe teste pe care le efectuează și de-abia atunci le retrimit înapoi la clienți pentru a fi puse pe mașini.